Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Știu că n-am mai filmat din mult și n-am mai postat, dar voi posta acum. Am multe noutăți. Bibilica văd că se dă jos de pe cuiba, iar se pune, iar se dă jos și i-am luat ouăle pentru că erau reci, iar s-o pus, iar se dă jos, iar se pune și nu am mai lăsat-o, nu mai lăsă plocească. Așa că Bibilica nu va scoate pui. Găinile. Ia uitați piepurița. Ia uitați piepuroiul lângă ea, este pui. Este pui. Asta este o achiziție. Un pui negru, o să vă mai arăt și celelalte achiziții. Le-am dat niște lucernă. Este foarte frumos puiul. Am făcut și câteva schimbări pe aici. O să pun stop ca să și vă arăt. Ia uitați și rațele. Rațele și s-au făcut, au năpârlit și s-au pus penele, iar pe ele s-au făcut super frumoase, super. Și ia uitați o noutate, am dărâmat tot de aici, deci rațele nu mai stau aici. Aici stau doar pui ziua. Am dărâmat tot. Și nu mai este nimic. Rațele stau aici acum, unde stăteau pui înainte. Am dezinfectat, am... Văd că au făcut vraiște iară. Iarăși. Ia să intrăm puțin. Văd că rațele tot se penesc în cuibar. Nu știu de ce, habar nu am. Ia uitați, aici câte pene sunt. Se penesc. Năpârlesc, cred. Trebuie să le mai pun apă, mâncare au. Și să mergem, am o problemă cu rața aceasta, ia uitați, i s-a umflat piciorul. Asta care merge o șchioapă de aici, albă, care ține piciorul în sus. Nu știu ce are, dar m-am uitat la piciorul ei, nu este înțepată, nu este nimic, nu știu de ce i s-a umflat. Văd că tot de câteva zile îl pune din nou în pământ, dar nu îl pune foarte tare. Apropo, din rațele moțate cele două, acel cu moțul cel mai mare, acesta, este rățoi. Cred că culoarea, din câte cred eu, este apricot. Și asta la altă tot apricot, cred. Nu sunt sigur. Este acela cu moțul mare, este rățoi și aceasta este rață, cu moțul mai mic. Nu este nicio problemă, să mergem și la achiziții. Ia uitați, iepurașul din cușcă de la iepurica este din aceștia. Aici sunt 5 femele. Aceasta de aici este mama lor și este foarte, foarte rea. Ia să vă arăt puțin cât este de rea. Nu prea face acum nimic. Este foarte rea, îți bate singură pui dacă se duce pe lângă ea. Aceea e mămica, aceștia sunt copiii. Aici sunt toate femele. Și cel din cușcă de la iepurița este mascul. Toți sunt negri. Și le-am dat puțin lucernă, pâine, să mănânce. Sunt vaccinați, le-am luat deja cu tratamentul la zi, le-au făcut vaccinurile, nu au nicio boală deocamdată, sper să nu aibă, dar nu o să-i ținem pe toți,
cele patru femele o să le taie și femeia aceasta adultă o să o ținem cu iepuroiul și cu iepurica. O să le ținem. Și cam acesta a fost vlogul, dragi prieteni. Mai am noutăți, dar nu vreau să le spun toate într-un singur vlog, mai păstrăm. Și cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!